Salut, prieteni! Întrebarea de azi este despre lunatici. Ce spune Biblia despre oamenii lunatici? Ascultați întrebarea. Am o întrebare. Se spune când e lună plină, copiii cât și maturii au probleme de somn din cauza influenței lunii. Alții spun clar că nervii, probleme, agitație, etc. are legătură cu luna. Când apare luna plină, aud des legătură cu luna plină și oamenii cu stările lor. Mama soacră a zis că fiica noastră doarme cu greu când e luna plină, căci absorbe energia, sau dacă sunt capricioasă, are legătură cu luna. Și când apare luna plină, oamenii se feresc și vor repede să treacă luna plină. Dumneavoastră, cum credeți conform Bibliei? Bine, eu sunt pastorul Vasile Felat de la Biserica Buna Vestire din Chișinău și pe acest canal răspund la întrebări din Biblie și vă invit pe dumneavoastră să vă abonați, dar de asemenea vă rog să mă ajutați să distribui acest conținut ca acest mesaj, această învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți oameni. Da, deci despre lunatici este scris în Biblie. În Noul Testament găsim două referințe despre lunatici. Prima, ambele sunt în Evanghelia după Matei. Iată în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, la versetul 23, scrie așa. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi. Și el îi vindeca. Deci ați văzut aici în versetul 24 este cuvântul lunatici. În limba greacă în care a fost scris Noul Testament, cuvântul lunatic este seleniazomai. Și asta înseamnă cineva care este influențat sau lovit de lună. Dar poate însemna și persoană care suferă de epilepsie. Și se credea că epilepsia se agravează atunci când este lună plină. Dar nu se știe sigur dacă chiar era așa, pentru că nu prea mult cunoșteau grecii despre epilepsie atunci. Însă, hai să mergem la al doilea caz ca să vedem mai mult despre lunatici. La Matei, capitolul 17, aceeași Evanghelie după Matei, capitolul 17, din versetul 14 până la 21, ne este descris un caz. Și așa noi tocmai vom înțelege ce însemna lunaticul acesta. Deci când au ajuns la norod, Iisus cu ucenici, a venit un om care a căzut pe genunchi înaintea lui Iisus și a zis, Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic. Deci tatăl îl credea pe copilul acesta că este lunatic. Și zice, pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. Și cred că asta se întâmpla atunci când era lună plină. Dacă el tot l-a numit lunatic, înseamnă că în timp când era lună plină se întâmplau lucrurile acestea. Și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul. Deci tatăl îl credea lunatic, dar el era posedat de dracul. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis, de o parte, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținii voastre credințe, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese decât afară decât cu rugăciune și cu post. Deci băiatul era îndrăcit, dar părinții lui, tatăl lui credea că este lunatic și spune și cum se manifesta aceasta. Zice, de multe ori cădea în foc, de multe ori cădea în apă și așa pătimea băiatul acesta. Și cred că lucrurile se întâmplau, erau legate de faza lunii, dacă tot părinții au observat, dacă i-au zis lunatic. Asta este informația pe care pot eu să vă spun din Sfintele Scripturi.
Mai mult nu vă pot spune despre lunatici, dar știu un singur lucru, că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este Cel care este în stare să vindece orice boală și vă chem pe dumneavoastră să apelați la Domnul Iisus Hristos, să credeți în Domnul Iisus Hristos din toată inima, să-L urmați pe Domnul Iisus Hristos din toată inima, să trăiți într-o deplină ascultare de învățătura Lui. Cât privește celelalte aspecte, îi las pe specialiști să se pronunțe și dacă este cineva, presupun că titlul o să-i facă curioși pe alți specialiști să se pronunțe, eu vă invit la comentarii să scriți dumneavoastră și așa voi afla și eu mai mult despre ce cred medicii, ce crede medicina, despre fazele lunii și influența lunii asupra diferitor boli de care suferă oamenii. Dumnezeu să vă binecuvânteze și dacă locuiți în Chișinău, vă invit la Biserica Bunăvestirea pe care o păstoresc. Noi ne aflăm pe strada Vasile Alexandrii 133 și mă voi bucura foarte mult să vă cunosc. Vă invit acolo ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să învățați din Sfintele Scripturi și să urmați învățătura minunată a Mântuitorului nostru. Dacă locuiți în altă parte a țării sau a lumii, suntem la dispoziția dumneavoastră să vă ajutăm cu tot ceea ce putem. Eu, împreună cu echipa mea, vă vom ajuta să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Dacă aveți întrebări, trimiteți și dacă sunt deja răspunsuri la întrebările dumneavoastră, vă vom da link. Dacă nu sunt, vă voi răspunde. De asemenea, vrem să vă ajutăm să-L urmați pe Dumnezeu, să faceți următorul pas în umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu și suntem la dispoziția dumneavoastră să vă ajutăm. Așteptăm să ne scrieți. Pace multă!